lasă asta aia, copii, vă rog, nu mai veniți așa. Gărdești și aici, așa de mâna, vă rog de luni. Guarda chi se bere da sera. Ne-a fost dor să sărbătorim Ziua Poliției Române în mijlocul comunității, în mijlocul copiilor. Ne bucurăm că un număr așa mare de copii sunt alături de noi și se bucură împreună cu noi. Copiii sunt foarte entuziasmați, sunt încântați de tot ceea ce văd aici, sunt veseli, sunt plini de viață, ne umplu de bucurie și de voie bună. Sunt încântați de toate standurile pe care le văd, de tehnică, dotare, armament, autospeciale. Noi am încercat să le facem mici bucurii, i-am întâmpinat cu surprize, cu baloane, cu jocuri, cu dulciulețe și ei ne răsplătesc cu multă dragoste și multă bucurie. La mulți ani tuturor colegilor, la mulți ani tuturor cetățenilor, mulțumim că sunt alături de noi, la mulți ani Poliția Română! Am standul de la mine, am standul de la Antidrog și acolo este domnul director la... La ce ai venit astăzi aici? Am venit la Ziua Poliției. Și ce ai văzut? Am văzut poliția și medalii și am primit balon. Și ce mai ai văzut altceva? Mai am văzut și... am făcut și poze. Am văzut și jandarmii. Și ce știi despre poliție? Acoperite. Da, dacă ai nevoie de poliție, sunt la 112. Bravo! Mulțumim! Bravo! Mâine aici pe ghidon. Stai numai un pic, Am venit aici, mi-a spus tatăl meu că na, să vin aici și... Ce se întâmplă? Ce e ziua? E ziua poliției? Da. Și ce ai mai văzut pe aici? Păi, o grămadă de mașini, tot. Și ce știi tu despre poliție? Păi... Da, plin, da. Ți-a plăcea să fii polițist? Da. De ce? Păi, na, mie îmi plac așa polițiștii și, na, aș vrea. Mulțumim! Vasile! Trebuie să le ieși la niște... Firule, vină lângă mine încoace! Da, hai! Unde ați venit?
Bună ziua, am venit de la Răcășdia și de la Ticvani, Ticvaniu Mare, nu puteam să nu venim să nu sărbătorim și noi 200 de ani de la înființarea Poliției Române. Ne bucurăm pentru invitația pe care am primit-o, copiii având posibilitatea să vadă armamentul din dotarea poliției, mașinile din dotare, au văzut copiii cum poliția are grijă de siguranța noastră. Arme, caschete și totul interesant pe aici. E fain, frumos. Da, că e frumos, e arme. Salvează lumea. Ce faci tu astăzi aici? Cu școala, să ne uităm la puști și la lucruri de poliție. La ce eveniment astăzi? Ziua poliției. Că bagă oamenii la închisoare cei răi și salvează lumea? Da. Ieșiți în evidență cu Anelțină și el la fel iată în evidență și anunță cu la rata. Cu asta se duce la pușcărie oamenii răi. Atât. Eu, deocamdată. Atât. E foarte fain înăuntru, numai că ne așteptăm să fie frig. Poftim? Nu, nu e frig, e fain, numai că te pișcă degetul dacă pui pe geam. E fain, na, dar mă așteptăm să fie mai multe echipaje. A fost fain înăuntru. Și ce mai văzut aici? Am văzut multe lucruri interesante despre care nu știam. Cum ar fi că curentează geamul de la mașina aceasta. Dar ce sunt? Ce fac polițiștii cu mașina aceasta? Prind hosii, duc la pușcărie. Deci ar putea să fie polițist? Da. Păi ar fi fain. Astăzi participăm la manifestările dedicate zilei poliției cu un set de documente aparținând fostului comisariat de poliție din Reșița pe perioada anilor 1920-30-40. Sunt documente nu atât de spectaculoase ca și formă, deși avem și câteva oferte de pistoale Browning care sunt mai atractive sau o adresă venită de la Asociația Română pentru Propaganda Aviației, dar sunt documente care trebuie citite și, să zic așa, înțelese. Sunt documente despre foștii polițiști, gardieni publici, pentru că despre ei este vorba. Avem un document al unui comisar șef care dorea să primească și el două camere și o bucătărie în sediul Comisariatului de Poliție din Reșița. Probleme logistice, o chitanță din care rezultă ce cumpărau la momentul respectiv, hârtie pentru mașina de scris, bandă pentru mașina de scris sugativă, deci cam aceasta se achiziționa pe linie de birotică, dar și documente privind sancționarea sau înaintarea în grad a polițiștilor. Toate la oaltă cumva reușesc să creeze atmosfera anilor din perioada interbelică din Reșița. Toate trec. Acum stăm la rând. Fiecare are și o explicație. Am votat în ziua poliției! Wow! Asta e rău!
să nu treci de lângă mine. Îl băgăm în mașină și îl aducem la poliție. Dacă este nevoie, folosim spray-ul ca să-l ținem la distanță, da? Iar dacă suntem atacați și trebuie să fie îndeplinite mai multe condiții, folosim pistoale. Pistoale învață cum să scrie. Până la pistoale avem baston, avem spray, avem cătușe, avem cauciuc, avem și corpul nostru cu care trebuie să ne apărăm. Da. Să știm niște lucruri de autoapărare, de autoapărare, karate, jiu-jitsu sau alte sporturi. Da? Ca în același timp să nu-l rănim pe rău făcător, ci să ne protejăm și pe noi. Irania, nu vrem să-i atacați? Nu, noi nu vrem să-i atacați. Noi trebuie să ne protejăm de rău făcător. Nu pune! Nu! Vreul acesta îi face să le lăprimezi ochii și a văzut când plângi și nu mai vezi bine. Astăzi am venit cu școala de ziua poliției. Astăzi am văzut mașini de poliție și arme. Da. Polițiștii opresc infractorii. Da. Pentru că mi se pare că e fain. Mie mi-a plăcut că aș vrea să fiu o polițistă. Dar de ce? Pentru că vreau să opresc niște hoți. Nu cred că e complicat pentru o fată. Eu cred că nu e complicat pentru o fată. Mai bine decât aici. Da. Zic că e corect. Îți spui și tu? Nu vrei? Ce faci? Ia, ce băieții, ce băieții, ce băieții, ce băieții.